planuri. Da, nu știu ce ai de făcut aici, Diana Stoica, ești membră în Comisia pentru Sănătate. Nu știu, mă gândesc că minimal așa, nu-i vorba că nu poți să oprești clanurile cu săbii, dar alte lucruri sunt importante în spitale, să ai o pază cum trebuie. Da, în primul rând, managementul politizat al spitalelor cred că este principala problemă, pentru că de aceea se alocă aceste contracte mai degrabă pe prietenii și pe parandărâturi politice decât pe criterii de competență și de performanță a acestor firme. Am fost în mai multe spitale și, din păcate, să știți că personalul contractat de către aceste firme de pază adesea sunt persoane în vârstă care nu știu ce pregătire fizică sau tactică din aceasta au ca să facă față unor astfel de provocări. Sigur că n-ar trebui să avem săbii prin spitale, dar în cazul în care există situații de genul acesta, personalul de acolo trebuie să fie pregătit să intervină. De asta cred că e important să existe o supraacreditare a acestor firme de pază și, bineînțeles, să existe o transparență în ceea ce privește cheltuirea banului public. De asta e general valabil, nu doar la firmele de pază.